Liderii PSD-Olt, Paul Stănescu și Marius Oprescu, au vorbit astăzi despre rezultatul înregistrat de partid la ultimele alegeri, dar și despre situația PSD pe scena politică națională. Paul Stănescu le-a transmis astăzi un mesaj de mulțumire tuturor celor care au mers la urne la alegerile prezidențiale. Vreau să mulțumesc oltenilor noștri pentru că au ieșit în număr foarte mare la vot. Și în mod special să le mulțumesc celor care au votat cu Partidul Social Democrat. Asta înseamnă că oltenii au încredere în noi, că nu i-am dezamăgit și ceea ce le promitem și numele organizației și numele conducerii organizației PSD-Olt, că nu-i vom dezamăgi niciodată așa cum am făcut de-a lungul timpului de când eu sunt președinte al organizației. Cel mai important lucru este să te ții de cuvânt, cel mai important lucru poate nu vorbele sunt așa de mari, faptele sunt mult mai mari decât vorbele. Liderul PSD-Olt a dezvăluit astăzi în premieră ce s-a întâmplat de fapt atunci când a anunțat că nu susține candidatura Vioricăi Dăncilă la funcția de președinte. Cu doamna Dăncilă o să vă spun în mod direct, am avut o discuție tet-a-tet cu dumneai înainte de a accepta propunerea colegilor mei în Comitetul Executiv ca președinte executiv în acea perioadă și am rugat-o pe doamna Dăncilă două lucruri. Unu, să nu facem congres în 2019, să facem congres în ianuarie-februarie 2020 și doi, i-am spus doamnei Dăncilă să nu candideze. Acum pot să vă spun public lucrul ăsta, să nu candideze. Am bătut palma, pot să spun așa, adică doamna a fost de acord. Această înțelegere nu a fost însă respectată de Viorica Dăncilă, care în urma unei discuții cu Klaus Iohannis a anunțat că va candida. Am mers la Cotroceni, la consultarea, cred, consultarea a fost cu votul în diaspora, când președintele a consultat partidele politice, în formula Dăncilă, Fifor, Stănescu, Ciolacu, Teodorovici, cred. Și după ce am avut întâlnire la Cotroceni, domnul președinte, am stat în formatul ăsta de 5-10 minute la masă, aceea a rugat-o pe doamna prim-ministru Dăncilă în funcție, că vrea să stea de vorbă cu domnul ei tet-a-tet câteva minute. Întâlnirea cred că a durat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră, sigur după aia am la presă. Ajungând la Parlament, doamna Dăncilă ne-a spus că avea congres imediat. Eu i-am spus, doamna Dăncilă, pe mine, în condițiile date, m-ați pierdut, zic, pentru că am stabilit că nu facem niște lucruri și dumneavoastră ați ținut doar câteva zile. Sigur, le-am câțiva colegi, i-am pus să-și dea cu părerea dacă ei vor congres acum sau nu vor congres, toți au spus că nu vor congres. Doamna Dăncilă, fiind prim-ministru, sigur, obediența unora că nu mă sfie să spun lucrul ăsta, a făcut congres, știți bine, eu am fost la congres, n-am votat, s-a ales președintă. Paul Stănescu a mărturisit că a fost la un pas de a fi exclus din partid după ce a contestat candidatura Vioricăi Dăncilă. Eu m-am retras, ce a urmat, am văzut cu toții, știți bine, s-a fost în teritoriu, sunteți oameni foarte bine informați, mai mult doamna Dăncilă la un moment dat, și nu mă sfie să spun lucrul ăsta, chiar a vrut să mă dea afară într-o anumită conjunctură, să mă elimine din partid, pentru că n-am făcut altceva decât am spus ceea ce cred eu și ceea ce cred eu că e bine pentru partid. Am spus că voi rămâne în continuare un om devotat partidului, că nu amestec prietenii, relațiile mele personale cu anumiți colegi, atunci când e vorba de partid. Secretarul general al PSD a mai adăugat că scorul obținut de Viorica Dăncilă este cel mai slab din istoria alegerilor prezidențiale. Dacă Adrian Năstase, Victor Ponta sau Mircea Joana au reușit să strângă peste 5 milioane de voturi, Viorica Dăncilă a fost votată de doar 3,4 milioane de români.